V-am răspuns foarte clar. Nu avem în acest moment o discuție ca Partidul Social Democrat să intre la guvern. Dar nu excludeți să faceți acest lucru. Nu am avut o astfel de discuție. Nu pot să mă exprim pe ceva care nici nu am discutat. Dar vă întreb poziția, intenția Partidului Social Democrat care este. Păi dacă n-am avut nicio discuție, de unde să vă spun intenția? Ziceți. Domnule Ciucă, nu va prelua cele 10 măsuri propuse de dumneavoastră. Sunteți dispus să-l votați? Momentan, domnului prim-ministru desemnat, i-am trimis cele 10 măsuri. Așteptăm răspunsul domniei sale. Este nevoie. Faptul că Florin Câțu spune că nu vrea să se asocieze cu PSD și nu ar vrea un guvern asumat format din PSD-PNL. Una dintre cele mai preferate emisiuni ale mele erau aia cu copiii spun lucruri trăznite. Se pare că și când ești om mare și când ai de-a face cu România la răscruce, alții spun lucruri trăznite. Ce vă pot spune cu exactitate? Faptul că PSD-ul nu poate negocia cu Partidul Național Liberal, deoarece Partidul Național Liberal are o decizie în acest sens. Poate negocia cu Nicolae Ciucă? Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat este obligat să stea de vorbă cu un prim-ministru desemnat. Dacă trăim într-o țară normală și vedem că prioritățile românilor sunt cu totul și cu totul altele.